Bună seara, bun găsit la sport! Zeci de elevi de gimnaziu și liceu au participat astăzi la Crossul Tineretului, competiție care face parte din calendarul evenimentelor dedicate zilelor tineretului. Întrecerea sportivă a avut loc pe stadionul Angelescu din Drobeta Turnu Severin, iar la concurs s-au înscris elevi de la toate unitățile școlare. De la copiii care încă n-au ajuns să alerge pe pistele de zbură până la cei care știu emoțiile unui concurs oficial de atletism, toți au alergat astăzi pe stadionul Angelescu la Crossul Tineretului. Elevii din clasele 5-8, dar și din clasele 9-12 s-au înscris în concurs cu speranța că vor reuși curse foarte bune care să le aducă prima poziție, mai ales că unii dintre ei sunt sportivi legitimați la cluburile de atletism din Severin și astfel de crossuri pot reprezenta o bună verificare înaintea concursurilor naționale. Am făcut un antrenament pentru la campionatele naționale. Sunt binevenite aceste competiții? Da, am mai luat locul întâi și datele trecute. A fost o competiție bună și am obținut locul 1. Adversarii? Adversarii au fost buni. Ce urmează pentru tine? Pentru mine urmează competiția la Vâlcea. Această competiție de la Severin a fost binevenită? Un antrenament binevenit? Da. Ce-ți dorești la Vâlcea să obții? Eu îmi doresc la Vâlcea tot așa, locul 1. Competiția a fost organizată de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret și Inspectoratul Școlar Mehedinți și are drept scop atragerea cât mai multor tineri către acest sport, dar și depistarea unor copii care au capacitatea să practice atletismul de performanță. Din aceste motive, organizatorii spun că astfel de competiții sunt binevenite. Am organizat acest cross, vedeți și dumneavoastră un număr mare de copii participanți, începând cu clasele 5, 8 și 9, 12. Zic eu că este o competiție foarte importantă pentru elevi și pentru profesorii de educație fizică și sport astăzi prezenți aici, pentru care am așa o mulțumire în suflet, pentru că întotdeauna sunt alături de noi și reprezintă copiii, sunt reprezentați de profesorii așa cum ar trebui de fapt să se întâmple în toate domeniile de activitate. Reprezentanții Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mehedinți i-au premiat cu medalii și tricouri pe primii 8 elevi de la clasele 5-8 și primii 4 de la clasele 9-12. 5 formații din Liga 1 au fost înștiințate că nu au primit licența pentru sezonul viitor, printre ele și CS Turnu Severin. Oficialii olteni mai pot completa însă dosarul, care a fost respins din cauza datoriilor către foștii angajați. Cele mai mari restanțe sunt către fostul președinte Gheorghe Constantin, însă care, cel puțin declarativ, este dispus să renunțe la bani. Gruparea severineană are de acoperit aproximativ 300.000 de euro pentru a intra în normalitate și a fi acceptată și din sezonul viitor în Liga 1. Jumătate din această sumă ar trebui achitată către fostul președinte Gheorghe Constantin și către fostul antrenor Marian Bondrea. Primul are de încasat o primă de promovare de 100.000 de euro, în vreme ce Bondrea are restanțe în valoare de circa 45.000 de euro. Costică Vâlcea a declarat în presa centrală că nu dorește să-i facă rău fostei formații și că este dispus să renunțe la acești bani. Există într-adevăr acel contract, dar eu sunt dispus să renunț la bani dacă de asta e nevoie pentru ca Severinul să ia licență. Cred că și antrenorul Marian Bondrea va face la fel, dar sper ca cei de acolo să rezolve și problema celorlalte datorii. CS Turnu Severin încă mai poate lua licența, a spus Constantin în ProSport. În cazul în care cei doi ar renunța la drepturile financiare, ar mai rămâne de plătit circa 150.000 de euro către foștii jucători și către instituțiile statului. Rămâne de văzut în următoarele zile ce se va întâmpla cu această echipă care poate fi comparată cu o corabie lăsată fără busolă în larg. Program încărcat pentru secția de judo de la CSM Drobeta. După aproximativ 3 săptămâni de pauză, sportivii pregătiți de Gicu Vasilan și Lena Sterea vor participa la două competiții extrem de importante în decurs de numai 3 zile. Prima competiție la care vor răspunde prezenți sportivii de la CSM Drobeta Turnu Severin va avea loc sâmbătă la Iași, acolo unde au loc întrecerile Cupei României la judo pentru sportivii născuți înainte de anul 1998. După competiția din capitala Moldovei, delegația severineană se va deplasa mai bine de 1000 de kilometri până în Macedonia pentru a participa la Cupa Balcanică. Judoca severineni au ca obiectiv obținerea a cel puțin 2 medalii. La Iași va fi Cupa României de Seniori și Campionatul Național de Neoaza, luptă la sol pentru seniori. O competiție la care Clubul Sportiv Municipal va fi reprezentat de 4 sau 5 sportivi. Din păcate avem niște accidentări și nu știm în ce măsură reușim să recuperăm toți sportivii. Și de asemenea, săptămâna următoare se va desfășura la Ohrid în Macedonia, Campionatul Balcanic pentru cadeți și juniori, o competiție unde Clubul Sportiv Municipal va fi reprezentat de 2 sportive. E vorba de Marco Petronella și Maria Paraschiv, fete care participă de altfel și la Iași. Sperăm să venim cu una-două medalii atât de la Campionatul Balcanic cât și de la competițiile de la Iași.
Cele două competiții sunt caracterizate de antrenorul Vasilan ca un excelent mod pentru sportivi de a crește în valoare. Importante atât pentru rezultatul în sine, pentru că sunt rezultate la campionatele naționale de seniori și la Cupa României, la campionatul balcanic, dar de asemenea sunt importante pentru a sublinia evoluția sportivilor, modul în care aceștia au reușit să se pregătească până acum și perspectiva lor în continuare. Sunt tineri ca vârstă și în anii următori o să ne aducă foarte multe satisfacții în acest sport. Confruntările se vor derula în cadrul categoriilor de greutate, durata fiecărui meci fiind de 5 minute cu golden score fără limită de timp. Atât din sport pentru astăzi, sunt Claudia Șontea, cu alte știri vă aștept și mâine, o seară frumoasă, vă doresc, la revedere!